Văd că ție nu-ți place deloc să stai de vorbă cu mine. Imediat te grăbești să te duci acolo la bucătăria aia, dacă ai putea ceapă și-o studi. Pute, dar nu trebuie să fac... Da, da, dacă tu vei munci atât, în curând ai să ajungi uscat ca o smochină, cu toate că te-ai iubit cu ciobanul ăla altul acolo. Veselă, plină de viață și mai presus de toate, talentată, așa o descriu apropiații pe Melania Ursu. A lucrat aproape 40 de ani în Teatrul din Cluj, a încântat inimile a mii de spectatori de-a lungul vremii, iar în 2002 a fost chiar decorată cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler pentru întreaga carieră. Avea o potență creatoare fantastică și și-a canalizat-o în ultimul timp în munca cu studenții. Era mereu înconjurată de studenții ei când venea la spectacole, intram pe aici, pe această ușă. Veneau studenții ei, foștii studenți, doamna Melania, doamna Melania. Cu multă dragoste a fost înconjurată de aceștia. Teatrul Național din Cluj-Napoca este în doliu. Pe doamna Melania Ursu o cunosc de peste o jumătate de veac. O tristețe iremediabilă, cum ar spune Topârceanu. A fost o actriță tot atât de mare și în tragedie, ca și în dramă și în comedie. A fost actorul beneficiar al aplauzelor la scenă deschisă. În această seară, TVR Cluj va difuza de la ora 18:30 filmul dedicat Melaniei Ursu din cadrul seriei de documentare Portrete, realizat de redactorul Silvia Pintea.